Ana Maria Prodan este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul autohton și una dintre femeile de succes din România. A reușit prin muncă proprie să se facă remarcată într-un domeniu al bărbaților și să devină un nume de referință pentru țara noastră. Pentru sexy impresară totul merge ca pe roate din punct de vedere profesional, dar nu la fel se poate spune și pe plan sentimental. În urmă cu câteva luni, după ce ea și soțul ei și-au reînnoit jurămintele în fața lui Dumnezeu la 15 ani de la căsătorie, totul a mers într-o direcție neașteptată. Antrenorul de fotbal s-a despărțit de blondină, iar acum sunt în plin proces de divorț. De asemenea, această perioadă nu a fost lipsită de scandaluri și intrigi. Totuși, Ana Maria Prodan a ales să se detașeze de toate și a rămas în Dubai. Acolo se pare că este foarte fericită. Iată ce a postat pe rețelele de socializare în urmă cu doar câteva ore. Impresara de fotbal este foarte activă pe rețelele de socializare și nu trece o zi fără să nu posteze ceva pe Instagram, căci vrea să fie mereu în contact cu urmăritorii ei fideli. În urmă cu doar câteva ore, Ana Maria Prodan a luat pe toată lumea prin surprindere cu fotografia publicată pe Instastory. Blondina s-a afișat cu un buchet grandios de trandafiri roșii, dar ceea ce a uimit pe toată lumea au fost versurile melodiei care rulau pe fundal. Impresara de fotbal nu se lasă descurajată și este convinsă că va întâlni dragostea adevărată. Ana Maria Prodan a dezvăluit că vrea să îmbrace rochia de mireasă pentru a treia oară și că are pretenții mari de la viitorul partener de viață. Cel care ar putea să stea în dreapta sexy impresarei trebuie să fie un domn potent financiar și cu un caracter aparte. Eu pot să-mi aleg în fiecare secundă orice bărbat din acest univers, care mă va trata ca pe o zână. Mă voi mărita imediat. Cu cel mai bogat, cel mai deștept, cel mai șarmant bărbat din univers. Nu am văzut pe nimeni în toți acești ani. Bărbatul perfect? În momentul în care intru cu el undeva trebuie să se facă liniște. Toată lumea trebuie să spună că a venit Ana Maria Prodan cu soțul sau cu iubitul ei. Dacă într-o sală sunt murmure, zâmbete și coate când intră soțul meu înseamnă că nu este ceea ce trebuie, a declarat Ana Maria Prodan.